Bun găsit, tovară și prieteni! Situația în lume e tot mai grea. Și asta în ciuda faptului că se pare ce era mai rău în epidemia cu coronavirus a trecut. Numeroase țări, printre care și România, au început să-și redeschidă economiile. Dar nu despre de pandemia coronavirus în criză vreau să vorbesc, ci despre efectele economice. Și mă opresc succint asupra situației din Statele Unite ale Americii, care sunt în continuare cea mai puternică, cea mai bogată țară capitalistă din lume, etalonul capitalismului mondial, țara clasică a capitalismului mondial, țara standard, dacă vreți. E bine, acolo situația este foarte grea. Și anume cât de grea, aproape la fel de grea ca în anii 30. În 1933, șomajul în SUA atingea 25%, a fost cumplit atunci, după cum am spus și într-un alt video, 1 milion de americani au murit de foame, practic, atunci. În prezent, șomajul se așteaptă să treacă de 20% cât de curând. Deci ar fi o diferență foarte mică între șomajul maxim de atunci și șomajul care se prefigurează acum. Și asta dintr-un motiv foarte simplu. Capitalismul nu este un sistem rațional. Capitalismul nu este un sistem echitabil. Capitalismul nu este un sistem care să promoveze solidaritatea între oameni. Nu, un capitalist fiecare este pentru el. Eu am profit, da? Îl păstrez pentru mine, nu pentru muncitori. Muncitorii dau afară ca să nu-mi afecteze mie profitul sau altă situație. Fabrica mea are profit. De ce să dau eu din profitul fabricii mele uneia care nu are profit? Așa funcționează capitalismul și acesta este un lucru de la care niciun fel de capitalism nu se va abate. Nici capitalismul progresist, ca să spun așa, liberalul progresist al la Macron, nici capitalismul conservator al la Trump, sau Boris Johnson sau Orban, nu se vor abate de la acest sistem. Niciun capitalism nu se va abate de la acest model. Orice capitalism, când se confruntă cu o situație de genul acesta, va genera și mai mult șomaj și mai multă pauperizare ca înainte. Capitalismului nu-i pasă, de exemplu, și lui Trump, în primul rând, nu-i pasă că în America, la cele 27 de milioane de oameni fără asigurare de sănătate, li s-a adăugat în cele 2 luni încă 12,5 milioane, aducând totalul la 40 de milioane de americani lipsiți de asigurare de sănătate, ceea ce înseamnă peste 10% din populația țării. Peste 10% din populația țării condamnată la moarte, la suferință, la agonie, agonie atroce sau la moarte. Sau, într-un final și la moarte. Citeam ieri în revista Time cazuri disperate. O dădacă de culoare afroamericană concediată în vârstă de 41 de ani și-a pierdut asigurarea de sănătate în urma faptului că a fost concediată și deși suferă de lupus, care este o boală cumplită, a trebuit să-și raționalizeze medicația. Tratamentul medicamentos împotriva acestei boli cumplite care este lupusul. Nu aș dori la nimeni să aibă așa ceva. Și cu atât mai puțin să aibă așa ceva și să fie și șomer. Această criză care se prefigurează va fi în orice caz una mult mai mare decât cea din 2008, cel puțin din America, și aproape la fel de mare sau la fel de mare sau chiar dacă mai durează chestia asta cu închiderea, cu lockdown-ul, poate chiar mai gravă decât cea din anii 30. După cum se știe însă, după cum însă trebuie să știm, privind în istorie, o criză chiar la nivelul celei din anii 30 nu duce la socialism întotdeauna, depinde și factorul subiectiv, nu numai factorul obiectiv. În anii 30 a venit la putere Roosevelt în Statele Unite, iar în Germania Hitler, care niciunul, nici altul nu au fost socialiști. Deși avea așa o ușoară demagogie socială amândoi. În urma crizei din 2008, în Grecia, care avea șomaj de 27%, sau două, nu, Spania avea șomaj de 27% și Grecia de 25%,
Deci într-o Grecie cu șomaj de 25% a venit la putere un demagog ordinar nenorocit pe nume Tsipras, care, promițând marea cu sarea, a făcut exact ce a dictat UE și FMI și a pus în practică cel mai crunt program de austeritate din istoria Greciei. Deci, comuniștii trebuie să fie conștienți că nu de la sine va cădea capitalismul, ci numai dacă ei sunt suficient de combativi. Sper din tot sufletul ca tovarășii americani, care sunt puternici, care se mobilizează, să reușească să dărâme capitalismul, să conducă masele spre dărâmarea capitalismului. Și același lucru să facă tovarășii noștri din întreaga lume, inclusiv din România. Vă mulțumesc, tovarăși, sper să ne revedem cât mai curând. Moarte COVID, moarte capitalismului! De 3 ori, de 300 de ori moarte capitalismului!